Biblioteca Bucovinei Ighe Zbera a găzduit ceremonia de premiere a concursului județean de creație literară Sărbarea de la Putna 150. Bine ați venit la Biblioteca Bucovinei, unde vă așteptăm și în cursul anului, nu doar la manifestări, ci și ca utilizatori obișnuiți ai bibliotecii noastre. Mă bucur foarte mult că astăzi, iată, pot să anunț premianții unui concurs important pentru memoria culturală din spațiul nostru și nu numai, Sărbarea Națională de la Putna 150. Despre semnificația acestei manifestări, care a avut loc în 1871, s-a vorbit foarte mult, mai ales acum, în această perioadă. Știu că studenții de la Suceava, cel puțin, învață despre această manifestare. Există un curs de istoria Bucovinei în cadrul Facultății de Istorie și această manifestare, Sărbarea Națională de la Putna, este bine conturată, este bine reliefată. La finalul ceremoniei a mai fost lansată și revista Bucovina Literară, primele două numere triple apărute anul acesta. Am numărul cald al revistei Bucovina Literară, cel mai recent număr al revistei, 4-5-6. Astăzi am primit semnalul, 50 de bucăți, iar mâine voi primi și restul de tiraj. Este o revistă, nu știu dacă știți, dacă ați auzit de ea până acum, este o revistă a Societății Scriitorilor Bucovineni, care apare fiind finanțată de Consiliul Județean Suceava. Este practic cea mai importantă revistă literară din zonă. Este revista care continuă o tradiție, tradiția scriitorilor bucovineni, tradiția scriitorilor iconari, pentru că dacă probabil sunteți încă destul de mici și n-ați aflat, cea mai importantă generație de scriitori din Bucovina s-a manifestat în perioada interbelică și este așa numitul grup iconar, în frunte cu Mircea Străinu. Mircea Străinu este cel care și-a dorit ca toate energiile creatoare din zonă să se strângă sub cupola unei societăți și astfel, în 1938, s-a înființat Societatea Scriitorilor Bucovineni. La eveniment au mai participat membrii Societății Scriitorilor Bucovineni, elevii premiați, dar și profesorii care i-au pregătit pe aceștia. Concursul județean de creație literară, Sărbarea de la Putna 150, a fost organizat de Consiliul Județean Suceava, Biblioteca Bucovinei Ighe Zbiera, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Scriitorilor Bucovineni.